Bine ai venit la Școala Prieteniei cu Dumnezeu. Aceasta este cea din tâi prezentare. Ea nu are în vedere vreun fel de religie sau denominațiune, ci are în vedere caracterul lui Dumnezeu. Specific, are în vedere un cuvânt al lui Dumnezeu prin care el se declară prietenul meu și prietenul tău. Pe baza acestui cuvânt al lui, Intrăm noi în această școală, și parcă simt în suflet și aud cuvintele care au fost spuse lui Moise în deșert: Scoateți încălțămintea din picioare. Este cel mai înalt și cel mai frumos lucru cu privire la Dumnezeu. Și aceasta, prietenia lui Dumnezeu, nu este o concluzia noastră sau crezul vreunei biserici. Ci este Cuvântul lui Dumnezeu însuși. El este cel care ne numește pe noi prieteni. Dar problema aceasta este ușor de auzit, însă nu ușor de primit, pentru că sunt, pentru că sunt obstacole aproape insurmontabile în calea cuvintelor lui Dumnezeu prin care El se numește pe sine prietenul nostru. Aș vrea să citim aceste cuvinte pe care el le-a spus cu privire la cel mai credincios prieten al lui sau cel din tâi prieten al lui, când el a numit pe Abraham, părintele nostru, prietenul meu. Nu a zis Abraham despre sine că e prietenul lui Dumnezeu, nici lumea după el. Dumnezeu a spus despre un om. În Isaia 41, versetul 8. Tu, Israele, robul meu, Iacove, pe care te-am ales, sămânța lui Avram, prietenul meu. Și Noul Testament, prin Pavel Apostolul, arată că toți aceia care au primit Duhul acesta al prieteniei lui Dumnezeu, oamenii aceia sunt sămânța lui Avram. De aceea, dragii mei prieteni, aș dori să marcăm câteva lucruri, chiar de la început. Când Dumnezeu s-a declarat prietenul unui om, nu a exclus pe ceilalți, ci a arătat ce ar vrea să fie și să facă în dreptul fiecăruia dintre noi. În Evanghelia după Ioan, Cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 1 spune: Lumina aceasta luminează pe orice om venind în lume. Ceea ce a făcut Dumnezeu pentru un om când s-a declarat prietenul lui, aceasta vrea să facă pentru mine și pentru tine. Aceasta vom învăța noi prin harul lui Dumnezeu în această școală. Poți fi preot, poți fi pastor, poți fi profesor de teologie, poți fi. dar nu înseamnă că ești prieten cu Dumnezeu. Poate să nu ai niciuna din aceste lucruri și să ai darul prieteniei cu Dumnezeu. Despre aceasta este vorba. Lucrul acesta nu are în vedere o religie sau o denominațiune, așa cum am spus, ci ceva legat de Dumnezeu, de caracterul lui, cel mai însemnat lucru al caracterului Dumnezeu. La ce bun dacă am ști că Dumnezeu este atotputernic, puternic, atot știutor, universul întreg este al lui, dacă el nu este prietenul nostru. Astfel de atotputernicie și lucruri de felul acesta creează spaimă în suflet când un om nu știe ce relație are cu Dumnezeu. De aceea el a pus deasupra tuturor lucrurilor prietenia cu tine și cu mine. Aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea să înțelegem cel din tâi. Ni se pare un lucru într-adevăr depărtat, poate, sau confuz, sau cețos, sau poate chiar lipsi de importanță, este o fantezie a minții cuiva. Dragii mei, vă mărturisesc că în momentul în care această lumină a strălucit în sufletul meu, întreaga viață și ființă s-au schimbat. Toate lucrurile s-au făcut noi, diferite de ce a fost înainte, când am primit de la Dumnezeu darul prieteniei lui. Este vorba de a primi acest lucru. Pe parcursul câtorva lecții, așezate în fiecare săptămână pe site aici, noi vom parcurge împreună diferitele aspecte ale prieteniei lui Dumnezeu cu noi și prieteniei noastre cu Dumnezeu. Lucrul acesta nu se referă doar la relațiile de pe pământ, ci la relațiile din întreaga creație a lui Dumnezeu. Dumnezeu este înainte de orice prietenul nostru, al tuturor, fie că e vorba de îngeri, fie că este vorba de lumi, fie că este vorba de sfinți, fie că e vorba de orice altceva, Dumnezeu se declară pe sine prietenul nostru. Sigur că unii dintre noi vom sta rezervați, cum mi-ai și spus tu ieri, ai zis că ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu de 70 de ori câte șapte. Și te întrebi în sufletul tău dacă pentru un astfel de om mai există un drum de întoarcere. Ai luat numărul iertărilor lui Dumnezeu de 70 de ori și le-ai pus în, numărul, în dreptul păcatelor tale de 70 de ori Nu o să-ți răspund la întrebare, ci vreau să-l las pe Mântuitorul nostru să-ți răspundă la întrebarea aceasta. Așa cum găsim în Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 19. El nu este doar prietenul sfinților, nu este doar prietenul celor credincioși, nu este doar prietenul prietenilor lui, ci este iubitorul vrăjmașilor lui, al celor care înjură de Dumnezeu, care îl urăsc din toată ființa. El este prietenul lor. Prietenia lui nu depinde de prietenia noastră sau de răspunsul la prietenia noastră. El va fi și va rămâne pentru totdeauna prietenul nostru, indiferent de lucrul acesta. Dar nu doar acestor clase de oameni, așa cum spuneam, este el prieten, ci tuturor. Orice om venind în lume are oferită de Dumnezeu această neprețuită lumină din viața lui Dumnezeu. Prietenia lui. Și Mântuitorul nostru spune în Matei, capitolul 11, versetul 19. A venit fiul omului mâncând și bând și ei zic, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Omenirea a observat în felul cum Mântuitorul nostru a primit pe acești oameni repudiați total și de propria lor conștiință și de societate. Prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Dacă ești tu acela cu care ai păcătuit de 70 de ori câte șapte împotriva lui Dumnezeu, răspunsul lui către tine este acesta de aici. Eu sunt un prieten al celor care a păcătuit de 70 de ori câte șapte. El nu este prietenul cuiva, prietenul nostru, pentru că. Unul dintre noi are anumite virtuți. Nu, el este prietenul nostru pentru că este el. Aceasta este aceasta e viața lui Dumnezeu. Dumnezeu este iubire, nu pentru că îl iubim noi, ci pentru că el este iubire. Aceasta e manifestarea caracterului lui. Astfel că de la prietenia cu Dumnezeu nu este exclusă nicio categorie de oameni. Aceasta este cea mai înaltă formă a harului lui Dumnezeu. De asemenea, la prietenia lui Dumnezeu, accesul la prietenia lui Dumnezeu nu este dăruit pe baza unor virtuți și nu este interzis pe baza lipsei anumitor virtuți, ci Dumnezeu pur și simplu se declară prietenul nostru. Aceasta este școala cea mai înaltă. Vom constata pe parcursul în lecțiilor noastre la care vom participa. Că, de fapt, lucrul acesta nu este un lux sau un capriciu, ci este, de fapt, condiția vieții. Dacă cineva refuză prietenia lui Dumnezeu, nu mai are ce să primească altceva. Dacă cineva refuză prietenia Domnului nostru Isus Hristos, nu a rămas nimic care să nu fie respins, fiindcă tot ce a pregătit Dumnezeu, tot ce a făcut și face Dumnezeu este legat. De prietenia lui cu noi. Acest lucru îl găsim exprimat în Evanghelia după Ioan, la capitolul 15, versetul 13. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Isus vorbea despre sine. Lucrul acesta este generalmente acceptat. Dar dacă ne vom uita și vom privi cu, în adâncimea acestui cuvânt, vom constata că numai prietenii lui, numai cel care primește prietenia lui Dumnezeu și care răspunde înapoi cu prietenia lui Dumnezeu, numai acela are parte de jertfa lui Isus, Pentru că el a spus că își dă viața pentru prietenii lui. Dacă cineva alege o altfel de relație cu Dumnezeu, aceea de slujitor, să zicem, de lucrător pentru Dumnezeu, de uh, unul de, de ajutor sau uh, indiferent ce lucrare face în viață, dar refuză prietenia cu Dumnezeu, omul acela nu are parte, fiindcă jertfa a fost adusă pentru prietenii. Acesta este cuvântul pe care l-a spus bunul Dumnezeu și de care nu trebuie să ne depărtăm. Spun aceasta pentru că aș dori să înțelegem însemnătatea, însemnătatea de necuprins în vorbe a darului prieteniei lui Dumnezeu. Până la urmă, cui ar fi trebuit un cer nemaipomenit și o viață fără sfârșit dacă Dumnezeu nu era prietenul lui? Cui ar trebui așa ceva? Cel mai scump dar care ne este oferit este darul prieteniei lui Dumnezeu. Aceasta este o expresie a iubirii lui Dumnezeu. A fi prieten este o legătură care e deasupra oricărei alteia, având în vedere că între Tatăl și Fiul există acest fel de legătură. Tatăl este prieten. Cu fiul. Fiul este prieten cu Tatăl. Dacă Dumnezeu a așezat pilda aceasta între noi, înaintea ochilor noștri, atunci cum am putea considera că există o altfel de relație care ar fi superioară acesteia? Noi, ca părinți, ezităm de multe ori să fim îndeajuns de prieteni cu copiii noștri, pentru că avem teamă că dacă suntem prieteni, nu mai ascultă sau nu mai, nu mai sunt cu minte. ne disprețuiesc sau își fac o, o, o viață cum nu trebuie. Lui Dumnezeu, Dumnezeu nu are frică aceasta. Lui nu este frică să fie prieten cu tine. După cum spune Sfânta Scriptură, Lui nu este rușine să te numească pe tine frate. Poate ție ți este rușine, dar Lui nu este rușine să facă lucrul acesta. Lui nu este frică să te numească pe tine fie că ești vameș sau păcătos sau ești apostolul Petru sau... Voi sunteți prietenii mei, a spus Domnul Hristos. Nu, nu, nu numesc pe nimeni slujitori, robi, ajutoare ale lui Dumnezeu, lucrători pentru Dumnezeu. Nu, vă numesc prieteni. V-am descoperit ce înseamnă Dumnezeu. Tot ce ține de Dumnezeu, de aceea ne-a numit El pe noi prieteni. Tu nu poți să deschizi sufletul și să spui tainele tainelor vieții tale decât unui prieten adevărat. Și frați și prieteni au dovedit de multe ori că nu puteau purta acest titlu. Pe când Dumnezeu nu se știe niciodată în istoria Universului acesteia că ar fi dezamăgit pe cineva cu prietenia lui. Iubiții mei, în Isaia, capitolul 42, cu versetul 19, Dumnezeu Tatăl numește pe Iisus Mântuitorul nostru prietenul lui Dumnezeu. Așa-l numește. Bunul Dumnezeu să facă din tine și din mine prietenul lui. El să fie și să devină prietenul nostru. Poate a fost depărtat, a fost izolat, a fost privit într-un fel sau altul. El dorește să fie prietenul tău. Aceasta este însărcinarea pe care am simțit-o adânc în sufletul meu de multă vreme și astăzi, prin Harul Lui Dumnezeu, o aducem la îndeplinire. După acest mic discurs introductiv, aș dori să ne concentrăm la două întrebări și o să vă solicit să trimiteți răspunsul pe pagina bisericii. Atlanta Romanian SDA Church Întrebarea întâi. De ce crezi că a ales Dumnezeu prietenia cu noi și nu a ales orice fel de altă relație, ci a ales prietenia? Aceasta este întrebarea întâi și tu vei răspunde. Cred că Dumnezeu a ales lucrul acesta datorită unuia sau altui argument. Întrebarea a doua la care te solicit să răspunzi în scris, dacă este posibil, dacă nu doar în sufletul tău cu Dumnezeu. Întrebarea a doua este: Ce fel de emoții te încearcă la gândul că Dumnezeu este prietenul tău, potrivit cuvântului său? Te rog, Tată, Ceresc, și te rugăm împreună, Doamne, să ne deschizi ochii să înțelegem frumusețea și binecuvântarea prieteniei cu Dumnezeu să pui în sufletul nostru dragoste și prețuire pentru prietenia ta și să ne faci prieteni ai prietenului nostru. Îți mulțumim, Doamne, pentru bunătatea ta și ne închinăm prin jertfa Domnului nostru Isus Hristos și prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Ne vom revedea data viitoare cu următoarea temă pe care o vom aborda. Vom trece prin scripturi și vom urmări în cuvântul lui Dumnezeu manifestări ale prieteniei lui Dumnezeu și răspunsul pe care trebuie să-l dăm noi acestei prietenii. Dumnezeu este prietenul